O porțiune de tavan s-a prăbușit pe holul liceului teoretic Mircea Eliade din capitală. Din fericire, elevii și profesorii s-au ales doar cu o sperietură. Ultima expertiză a tavanului a fost făcută acum 3 ani, spune directorul instituției de învățământ. Acesta a adăugat că este vorba despre o clădire veche și un monument istoric, iar administrația liceului nu are dreptul să intervină cu schimbări majore la acest imobil. Totul s-a întâmplat în timpul pauzei dintre lecții. În jurul orei 11:45, o bucată din tavan s-a prăbușit în mijlocul holului instituției de învățământ. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. După prăbușirea tavanului, elevii au rămas la ore, iar programul școlar nu a fost întrerupt. Directorul liceului Grigore Vasilache a recunoscut că anterior a avut loc un incident asemănător. Clădirea veche. Podul de pe pod s-a decupat o parte din tencuială. Acea tencuială a căzut peste podul fals și a dat podul fals jos. Dacă era cineva acolo și avea de suferit, atunci cine este responsabil pentru asta? Eu. Dar iată, închipuiți-vă că am avut noroc. După producerea incidentului, directorul liceului a discutat cu persoana care acum 3 ani a făcut expertiza podului. Ne-a spus că va mai fi făcută o expertiză, iar în funcție de concluziile acesteia vor fi luate măsurile necesare. La fața locului l-am găsit și pe șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi, care ne-a spus că liceul respectiv se află la autogestiune. Instituția este la balanța economică a primăriei municipiului Chișinău sau sursele financiare vin atât din bugetul de stat, cât și din formula per elev, cât și din finanțările care vin din primăria municipiului Chișinău, dar toate procesele de licitație, deciziile ce urmează să fie procurat sau reparat sau dotat, aparțin în totalitate instituției și instituția gestionează absolut toate procesele. Abia după rezultatele expertizei va fi clar cine poartă răspunderea pentru cele întâmplate, a mai notat Andrei Pavaloi.